Christus wir. Wir möchten mit diesem Problem vor Christus kommen. Wir möchten, dass er durch seinen Heiligen Geist zu uns spricht heute. Zu unseren Problemen. Zu unseren Wellen. Acolo are Hristos puterea aceasta să spune mării să tacă fără gură și va tăcea. Christus hat die Kraft, dass der Ozean still bleibt. Și vreau să-L rugăm în această dimineață să spună, să vorbească în inimile noastre, în problemele noastre. Und wir möchten bitten, dass er zu uns spricht und zu unseren Problemen spricht. Și vreau să le aducem înaintea lui Dumnezeu. Und wir möchten unsere Probleme vor Gott bringen. Vreau să-i le spunem. Wir möchten es ihm sagen. Nu că nu le cunoaște, dar dorește să-i le mărturisim. Er kennt unsere Probleme, aber er möchte, dass wir es mit lauter Stimme sagen. Dorește să vadă și să recunoaștem că suntem dependenți de El. Er möchte sehen, dass wir von ihm abhängig sind. Dorește să ne ajute să înțelegem că fără El nu putem să rezolvăm problemele acestea. Er möchte, dass wir verstehen, dass wir ohne ihn diese Probleme nicht lösen können. Dar în numele Lui. Aber in seinem Namen. În puterea Lui. In seiner Kraft. În voia Lui. In seinem Willen. La cuvântul Lui. In seinem Wort. Aceste probleme își vor găsi rezolvarea. Diese Probleme werden. Și dacă ai o problemă, arată-o prin ridicare de mâini în fața lui Dumnezeu. Wenn du Probleme hast, dann hebe deine Hand vor Gott. Dumnezeu vede toate aceste mâini ridicate. Gott sieht all diese Hände. Dumnezeu vede dincolo de mâinile acestea ridicate, în inima voastră. Und Gott sieht über diese Hände in euer Herz. Și fiecare implicare care are problema care ți-a dus înaintea lui Dumnezeu. Egal, was für Probleme sich handelt. Și așa se chemă numele Lui. Wir möchten seinen Namen. Și dacă este cineva care și vrea să-i spună problema, poate să o spună. Und wenn jemand hier ist, der mit seiner lauten Stimme sein Problem sagen möchte, kann es sagen. Hai să mergem înaintea lui Dumnezeu și să-L rugăm să se coboare în această mare împotrivire. Wir sollen zu Gott kommen und ihn bitten, dass er in diese stürmischen Meer. Haide să-i strigăm numele Lui, să se coboare gloria Lui în mijlocul nostru. Lasst uns seinen Namen preisen, damit er mit seiner Herrlichkeit hier kommt. Haideți să mergem cu credință înaintea lui Dumnezeu. Lasst uns mit Glauben vor Gott kommen.